Le-a dat un inel mare cât inima lui, dar tot nu au rămas împreună. Dan Bittman vorbește în exclusivitate despre marile lui iubiri, dar și despre viața de burlac. Dan, bine ai venit! Bă, să te sigur că salutare. Pe mine m-ați căutat. Domnule, am zis să deturnăm puțin, că în ultima vreme vorbiți mult prea serios, domnul Bittman. Ce-am făcut? Ați devenit foarte serios, sunteți un personaj așa... Da, prea serios, care spune lucruri de fete, de dălea, de hai să vorbim, domnule, de chestii... Asta care ne plac nouă. Da. Cum ai stat cu dragostea? Ce se întâmplă? Cum e să fii burlac? Luna iubirii. Luna iubirii? Da. Acum februarie, nu? Februarie, da. Sunteți ocupat? Foarte. Foarte. Nu, da, mă gândeam că de ce luna februarie e luna iubirii și nu luna martie? Ar trebui, nu? 1 martie, 8 martie, vine primăvara. Păi nu, dar un moment, e Valentine's Day-ul, e dragobetele. Sunt două sărbători dedicate iubirii. Păi da, da, e un fel de preambul, așa, la ce urmează să se întâmple. Apoi, adică... 1 martie, vine primăvara, 8 martie, ziua asta femei. Asta zic, asta, cadouri. Să avem motiv să întindem așa pe mai multe luni. Da, am înțeles. De ce să comprimăm totul? Dați-i drumul, dar să nu mă întrebați de aceleași două mari iubiri din viața mea. Nu, pe care, vorbim adică de celelalte. Muzica și... și familie. Exact. Iată, acestea sunt cele două mari iubiri. Corect. Da. Deci. Zi, Lorico, hai, ce te hai, că Lora e curioasă, vorba aia. Da, uite, las șervețelul aici. O frumusă și curioasă, că de la fan la idol. Adevărul în lumina microfonelor, vă rog. De ce, Dan, nu te-ai căsătorit niciodată? Dar nu m-a vrut nimeni. Asta zic. Nu te cred. Nimeni. Uite-te și tu, vorbesc serios, cine să vrea așa ceva? Acum, pe bune, ce femeie cu mintea la ea... Păi, pe toate le-am A făcut un sondaj. A fost un sondaj. Cred că nu înțeleg. Cred că nici n-a fost nevoie să le întreb. Ziceau direct, cu tine, nu. Nu. Te folosesc, te storc până la ultima picătură și la revedere. Asta. Du-te, bă, băiatul. Dar nu, serios, cum să... De ce? De asta ce asta să... au făcut femeile, da? Să știi, da, toate. Te-au stors? M-au stors de energie. Nu, dar vorbim serios acum. Adică, serios. Ce să fac o... Da, măi, căsnicia e o instituție. Hai să fim serioși. Este? Adică, uite, poți să spună... Dom'le, o instituție, ca serioasă, da. Deci e o instituție, adică trebuie să stai, să robotei cu sacul în spate. E cu declarații, cu d-astea, trebuie să spui ce ai făcut, ce ai dat, unde declarație, da. Cu d-alea, cu... Te complici, te complici. Bun, atunci haideți să ferchezuiesc întrebarea. Așa, ferchezuiește-o puțin. Există vreo relație pe care o regreți? Există mai multe relații pe care le regreți. Nu, că s-au încheiat, gen. Da. Nu că s-au întâmplat. Există, nu pot să dau nume pentru că nu sunt Dan Ghișu să scriu și o carte. Suntem gentlemen dar... toți trei. Nu, sunt relații pe care le regret. Dar știi cum e, viața merge înainte. N-avem încotro, trebuie să o ducem până la capăt. Acum asta. Da. Eu ca să-ți demonstrez că eu sunt fan. Așa. La un concert de-al tău. Așa. Pe scenă. Așa. Ai avut la un dat un fel de discurs când trebuia să prezinți piesa Ți-am dat un inel. Așa. Și ai spus așa, că zis? Majoritatea oamenilor consideră că această piesă este veselă, de dragoste, așa. Când de fapt în spatele ei există o poveste foarte tristă. Da. Așa e, pentru că preopinenta, adică doamna domnișoara, actualmente doamna care i-am oferit inelul, la... cred că l-a și, nu, l-a și pierdut, l-a aruncat, treaba ei, nu știu, într-un moment de pierdere, de așa. S-a terminat cu inel. Și atunci, da, era o poveste foarte, așa, știi, amplă, adică, nu, pasională. Și când am aflat că, băi, adică, dacă o să iei versurile și o să le cânti la dublu rar, adică, poate să vină primăvara, poate să vină și altă vară fără tine... Nu există. Da. Ea poate fi văzută și din punctul ăsta de vedere. Adică, știi, de aia spun că inițial putea să fie o piesă tristă. Da. Și uite ce a ieșit. Se pune întrebarea, dacă îmi permite să mă introduc așa în discuție. A trebuit să te introduci tu. N-ai putut cam câte, adică cam câte inele cum ar veni a oferit Dan Bittman de-a lungul timpului? Am pierdut șirul, să știi. Au fost multe. Foarte multe, foarte multe. Îmi place să fac cadouri, chiar dacă nu neapărat, cum să spun eu, au o legătură cu o relație. Nu, dar nu e neapărat în sensul de promisiune. Atunci când oferi un inel, inelul de logodnă, în sensul de așa, este un fel de promisiune. Adică cumva inelul de logodnă, da. E adevărat. Da, promisiune că mai spun și altfel de inele. Văzut că industria
de de bijuterii. De resort. Așa, da. De resort s-a gândit să fie. Păi a zis domnule, știi? Adică dacă sunt fraieri, noi bărbații, hai să oferim ocazia să fie fraieri până la capăt. Luați băieți, că ăsta e diamantul, ăla e exact. Ia safirul, neamule. Ia rubinul. Exact, ia rubinul, neamule, exact. Pentru ce scotocesc bărbații, toți munții și toată planeta să extrag aceste pietre prețioase, nu pentru noi, Dan. Ba da. Da, nu. Nu, aici eu aș fi zis altfel, pentru ce scotocesc bărbații toată planeta când au diamantul lângă ei? Ce frumos! Iată. Ce frumos! Rubinul! Dom'le, rubinul. Un romantic prețioasă, incurabil. Da. Este Dan Bidman un bărbat romantic? Da, de ce nu? Sigur că da. Așa au spus și doamnele ce nu, ele mai bine să nu le întreb. Nu, da. Nu, m-au făcut în toate felurile, doamne. Dar în fine, asta e, ce să fac, nu mă pot schimba, adică, băi, e ca la, știi, e ca la spectacol. Da. Cei care vin la spectacol nu știu niciodată ce găsesc înăuntru în sală. Adică ei corect. Nu știu ce spectacol vor vedea. Ei știu că vor veni, vor vedea un spectacol normal. Dar ei nu știu exact pentru ce au plătit bilet. După spectacol, atunci asta, o să emiți păreri. Așa și cu noi băieți. Intri în sală, îl găsești, ce zici, am tras biletul necâștigător. Asta a fost. De ce ar fi o femeie, nu știu, de ce ar considera vreo femeie așa, că a tras necâștigător în privința ta? Păi, uite-te și tu, adică... De fapt, femeie o listă. Hai, 5 defecte pe care Dan Bidman... Toate, nu. Toate? Toate posibile, de la egoism la nu știu ce, de la faptul că nu pot... Nu mai spune că toate, nu te cred. Aproape toate. Agresiv, au fost și nu te văd. Pe care le-am păcălit mai ușor, dar nu, vreau să spun că toate mi-au găsit defectele pentru că nici eu n-am făcut vreun efort să le ascund. Adică mai bine negociem și spunem, uite, eu draga, sunt așa. Dragostea mea. Da. Eu îmi fac singur cafea o dimineață. N-are rost să te împiedici tu în bucătărie când exact. Ești. Păi și ăsta e defect? Nu, mai nou vreau să spun că gătesc. Ai de casă meu. Păi și ăsta e defect? Ieri. Nu, mai nou vreau să spun, de un an de zile, mă rog, de așa? Când s-au întâmplat așa? Niște lucruri în viața mea, toate vor să mă ia de bărbat pentru că gătesc. Așa. Ai prins-o. Fac curat. Da. Spăl. Iată. Cu călcatul mai ușor, da. Că m-am prins că unele chestii pot fi lăsate și așa pe umeraj și corect, se calcă și da. Singure. Dar în rest, crede-mă, este o curățenie, o ordine, eu așa încât toate zic te vrem. Da. Iată, stimați spectatori, efectele pandemiei exact. Asupra lui Dan Bidman. Da. Extraordinar. Da. De exact. Dom'le, ce s-a întâmplat cu el? Gătește, da, spală, calcă. Ieri am făcut o tocăniță de astea copănele și de da. Bă, mă lingeam pe degete singur. Bine că a venit cineva să o mănânce. Asta, adică să nu o mănânc singur. Nu știu, acolo, vecinele știu. Mă rog, adică, veniți, hop. Sarmale, excepționale fac. Ia mai Dănuț, ușor cu declarațiile acestea. Și te uiți și în ochii mei. O declarație da. Și nu este a mea. Îl cunoașteți, bineînțeles, așa. Pe Octavian Călugăru. Silviu Octavian Călugăru, zici și Tavi Colă. Cum să nu știm? Care gătește excepțional. Asta. Tavi a declarat el asta? A declarat că sunt un mare bucătar. El, bun. Dacă el, dacă a, el a declarat asta? Eu păi mă, mic, ești mai bun din surat. Ai văzut? Iată, asta spun toate. Uite. Asta spun toate. Uite, ce iar, să fac? Iar te dar duce asta e problema. Mă vă dați seama cât de greu este să fii Dan Bidman. Cele mai frumoase flori trag la el. Cum alegem floarea? Acum am... Greu. Să nu fie de puțin așa. Cele mai frumoase da, flori. Flori trag la el. Apar pe lume în grădinile iubirii. Ce facem? E greu. Foarte ești un greu. Grădinar bun? Da. Da. Sapă mult? Sapă mult? Udă? Uite ce emisiune asta. Unde am venit? Doamne, despre ce bricolaj aici? Vorbim. Floarea și rădăcina. Ce ai aici? Da, cred că e foarte greu să fii în locul tău, știi? Nu, e foarte simplu, să știi. Noi, nu mai nicio... Da. Nu, mi-am pierdut orice speranță. Adică... și atunci... Nu, totul e foarte simplu. Adică nu mai trebuie... Știi, după o anumită... O să vedeți. Nu mai trebuie să faci niciun fel de eforturi. Pur și oare. Simplu, iei lucrurile așa cum vin. Și explici însă, de la bun început. Așa. Fraților, eu sunt așa. Sincer, n-are rost să vă gândiți acum că se mai schimbă, corect. Că se mai așa. Că știi când ești tânăr, zici, băi, lasă-mă că poate ai, uite, o chestie, uite, nu m-a dus la florerie, ăsta nu m-a dus la cofetărie, poate mă duce data viitoare. Nu, mai bine îi spui din stat. Fata mea, am diabet, nu mănânc dulce. Eu la cofetărie nu mă ajung exact. Nici mort. Sau și așa mai departe. Deci e mai simplu la vârsta asta, crede-mă. Tu mereu ai fost sincer? Mereu ai spus nu de la chiar mereu, dar acum în ultima vreme. În acum, ultima vreme atât i-a rămas. Mai fiți atent, că eu am înțeles în ultima vreme, da. Eu am înțeles următoarele lucruri. Ce ai înțeles? Acum, da, acum
Dan Bittmann de acum. Așa? Gătește, da. spală. Face curat, da. Face cafeaua dimineața, da. E și sincer. Ce poți să vrei, măi, mai mult? Covetuști. Și are și timp. Are. Acum. Are timp. Are timp, că ne-a dat statul timp. Vorba aia. Statul timp. Luați-mă timp. Cât vreți? Un an. Luați un an. A fost un an sabatic, cum se spune. A fost. Un an în care... De curățare karmică. Să nu mai fie încă unul, Doamne ferește. Da, corect. Că ne facem preoți și altceva. Adică eu deja mă gândesc la o altă meserie. Serios. Ești un businessman extraordinar. Nu, da. Tu ești un businessman extraordinar. Abia aștept să vină căldura, așa, să vin la tine acolo la, la ponton, la lac, da. Și să mă dau cu toate... Da, dar nu e un business, e un loc de întâlnire cu prietenii. Uite, acolo... acum trebuie să-l vezi ca pe business, Dan. Da. Te învăț eu. Te rog, vino și învață-mă, pentru că corect, eu da, am da, foarte ai, mulți prieteni. Sigur. Și asta și e, trebuie să învățăm mie, totul drag, și de la... Mi-e drag, serios, să mă întâlnesc cu oamenii și să stăm împreună și... Păi da, dar dacă ai prea mulți prieteni acolo, nu mai e business. Nu mai e business, asta e. Deci vino tu și cum vezi cât un prieten... Alo, domnul Covei. Manager, ai manager acolo? Manager mă fac, la vară manager, eu voi fi. Corect, e foarte bine. Eu azi zice în felul următor. Da. Să ne întâlnim într-o altă dimineață, domnul Bittmann. Aici la noi avem și o bucătărioară acolo. În viitoare, cu niște produse pe bază de... Nicio problemă. De ce și poate gătim ceva. Doar îmi și spuneți poate... dinainte ce vreți să... Pentru că, și da, cât de rău vreți să vă fie. Pentru aia zic. Dar îmi spuneți dinainte, vă rog frumos. Adică avem încredere. Ca să știu, pentru că altfel... Pentru că noi credem, dar vrem să și cercetăm. Verificăm. Asta, vrem să cercetăm. Okay, credem, okay, dar cercetăm. Tocănița se suntem. Poate face repede. Dacă intru dimineața, când începe da, emisiunea și o mâncăm peste, să zic, o oră, e perfect. Începe la 10 jumate până la 12 mâncăm. Exact, da. Sigur, perfect, sigur. Și luăm masa da, frumos aici împreună. Sau niște spaghete bune, da, dacă iată, vreți. Și-l chemăm în juriu și pe domnul Tavicol să să-și exprime, domnule. Să vedem dacă... Da. Da? Asistent da, de bucătar. Facem. Da. Iată, facem. Bun. Așa. Cu drag. Mulțumim. Mulțumim tare mult. Da? Și eu vă mulțumesc, sper că v-am lămurit. Ne-ai lămurit, da. Lora e edificată, chiar are chiar și o lacrimă. Chiar m-am gândit la niște potențiale... Potențiale ce? Iubiri. Potențiale iubiri? Da. Vă las să dezlușiți misterul că nu mai e. Da, eu sunt mai pe Cupidon în perioada Cupidon, asta. Da, am văzut-o, era pe plajă da, da, toată da, da, ziua, da, da, pac, da, sequestrată undeva. În, în paradis? În paradis, da, ce frumos e acolo, da. No, fiecare mi-am jurat că o să merg și eu. Noroc. Fiecare. Și eu am vrut de vreo două ori, dar nu știu cu cine, că știi, aici e alegerea, problema. Asta e o dilemă. Dacă nu ești cu persoana iubită, te duci de pe pământ. Trebuie să scrii o melodie care se numească Nehotărât. Nehotărât. Sau idiot. No, no. No. Dar nu, idiotul există da, deja. Nu, exact. E nehotărât, da. Frumos, da. Frumos. Frumos. Hai că mă gândesc, uite. Hai. Bine, perfect. Mulțumim tare mult încă o dată. Eu.